Deci ne aflăm în luna august a anului 1918. Sunt sigur evenimente și externe cât și interne. Să citim ceva despre ce se întâmplă în străinătate în legătură cu România. În 24 august se constituie la Paris Consiliul Național al Unității Române, având în conducere pe Tache Ionescu președinte, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Dr. Constantin Angelescu și Ioan Tefărescu, vicepreședinți. A făcut propagandă în favoarea desăvârșirii Unității Naționale. Consiliul a fost recunoscut de guvernele Franței, Statelor Unite, Marii Britanii și Italiei, drept exponent al intereselor poporului român. În țară, știm la timpul respectiv că la putere erau conservatorii conduși de Marghiu Roman și căruia îi ceruseră puterile centrale să dea în judecată guvernul liberal și să îi pedesească prin pușcării. Acțiunea de dare în judecată a guvernului liberal eșuează pe măsură ce conservatorii aflați la putere intră în neliniștea care anunța dezastrul de pe frontul al puterilor centrale. Declinul guvernării conservatoare începe la 5 august 1918, când Alexandru Marghiu Roman trimite regelui demisia sa. Suveranul îi răspunde evaziv, nu acceptă deocamdată. Autoritățile germane de ocupație insistă ca regele să sancționeze legea de ratificare a tratatului de pace. În cazul că va refuza, Alexandru Marghiu Roman, întrebat la 15 august 1918 de către colonelul Braunstein ce va face, îi răspunde: voi pleca. Vreau să se știe bine și dumneavoastră cei din tâi că în jocul meu cu Brătianu sunt sincer. La 16 august 1918, regele face aprecieri tari asupra legei, cum zice scriitorul, asupra legei de revizuire la care, scria Marghiu Roman, sunt silit să răspund foarte aspru. Mențin demisiunea mea și adaug o critică severă asupra intrigilor de la curte. În audiență la rege, la 18-31 august, Alexandru Marghiu Roman caută să afle dacă este supus unor influențe ale brătienilor prin intermediul lui Barbur Stilbei, care era rudit cu brătieni. Suveranul a precizat că nu făcuse niciodată vreo comunicare lui I.C. Brătian. Ion C. Brătian urmărea cu atenție evoluția evenimentelor, constatând degringolada inevitabilă în care intrase deja guvernul conservator prin incapacitatea sa de a mai conduce, căci îi lipsea autoritatea. Analizând cu atenție istoricului, Gheorghe I. Brătianu, cel care moare la Sietul Marmației, fiul lui Ionel Ghice Brătianu, scria bunicii sale despre evenimentele în desfășurare: am fost așa de multă vreme deprinși numai cu nenorociri și vești rele, încât de-abia îmi vine să cred că roata a început în sfârșit să se întoarcă și să se facă ziua și pentru noi. Pe zi ce trece, prindem mai multă nădejde și cred că ne va fi dat și nouă să vedem luptele de înaintare și de urmărire, nu numai de apărare desperată, cum am văzut până acum. Trebuie să fie greu de tot, acum, dincolo de Siret, unde te afli. Îmi închipui că fiara încolțită trebuie să fie mai rea ca oricând. Dar peste tot ce se ivește, speranța în zile mai bune și nu cred să mai întârzie mult. În partea de țară ocupată, chiar așa se întâmpla, precum intuia tânărul Gheorghe I. Brătianu, de acum aflat permanent alături de părintele său. Liderii conservatori se conving tot mai mult că Antanta începe iar să dicteze la noi. Presiunile politice exercitate de guvern asupra liberalilor nu le-au afectat fermitatea morală. În fiecare dimineață, la ora 11, foștii miniștri se întruneau în locuința lui Ion I.C. Brătianu pentru a fi informat și a discuta. Toate discuțiile erau animate de un principiu de la care nu se abdica, și anume: unirea gândurilor bune stă la baza faptelor bune. Așa se ne ajută Dumnezeu. Vă mulțumesc!